În zorii sfintei zile din tâia săptămânii, când vântul abia începuse să mângâie salcâmii, doi îngeri de lumină, cu glasul lor curat, au spus întâia dată, Hristos a înviat. Din toată omenirea unor femei sărace, s-a dat din tâi vestirea de glorie și pace. Cu ele firea întreagă a scos un lung oftat, când îngerii grăiră, Hristos a înviat. Femeile cu teamă să uite în jur deodată, sigiliile rupte și piatra e răsturnată, și îngerul le spune din nou, mai apăsat, de ce vă este teamă? Hristos a înviat. Și ele lasă smirna și vasul cu mireasmă, aleargă în cetate, cuprinse de fantasmă. Se miră ucenicii să fie adevărat, iar ele strigă într-una, Hristos a înviat. Apostolii, în grabă și în frica lor adâncă, aleargă în grădină la grota cea din stâncă. Și iată că mormântul e gol. Ce s-a întâmplat? Și îngerii proclamă, Hristos a înviat. Iar undeva în umbră, fugind prin coridoare, cu sulițele rupte, în groaza cea mai mare, soldații de la groapă se adună la palat, îi spun și lui Caiafa, Hristos a înviat. Împiedicați în ciucuri și în grele patrafire, aleargă marii preoți, întorși pe dos în fire. Mânia li se arată în glasul tulburat. Auzi ce se vestește? Hristos a înviat. Cu fața în palme, Simon e prins de remușcare și în vremea când el plânge, chiar Domnul îi apare. Îl mângâie în tăcere și stă cu el la sfat. Și Petru știe sigur, Hristos a înviat. Iar seara când se adună apostolii cu frică și ușile sunt închise și nu știu ce să zică, deodată, iată, Domnul cu ei ca altădată. Și atunci cu toții strigă, Hristos a înviat.